Rata de vaccinare anti-COVID-19 s-a redus semnificativ în ultima perioadă. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, săptămâna trecută numărul de doze administrate s-a redus cu 40% față de acum două săptămâni. În ultima săptămână avem vaccinate, au fost administrate 60.000 de doze de vaccin. Din păcate, evidențiem o mică scădere în procesul de imunizare. Pentru a atinge imunitatea colectivă în luna noiembrie, e nevoie de vaccinarea a peste 70% din populație. Asta înseamnă o medie de 80.000 de vaccinuri administrate săptămânal. Avem populație care este încă reticentă față de vaccinare și asta se reflectă asupra numărului de persoane care înregistrăm, care acceptă să se vaccineze, și anume din cauza acelor mituri, acelor falsuri care sunt distribuite prin rețele socializare. Cu stocurile actuale ar mai putea fi vaccinate 386.000 de persoane cu prima doză. ANSP susține că în curând va primi loturi de vaccin donate prin platforma COVAX. În privința achiziției de seruri Pfizer, autoritățile nu au primit încă un răspuns. S-au depus toate eforturile pentru a fi semnat acest contract cu producătorul dat. Sperăm că vom avea careva confirmări în scurt timp. Specialiștii susțin că în următoarele luni ne-am putea confrunta cu un nou val de îmbolnăviri, mai ales că noile tulpini ale virusului, mult mai contagioase, se răspândesc în mai multe țări. Vaccinarea este măsură de bază. De aceea, unica măsură la moment care ne ajută să prevenim valul următor este vaccinarea. Până acum, țara noastră a primit peste 1 milion de doze de vaccin anti-COVID-19, dintre care aproape 539.000 au fost deja administrate. Procentul de imunizare a populației nu depășește 11%, iar puțin peste 5% din populație a fost imunizată cu ambele doze.